Corvinul Hunedoara, liderul detașat al seria a noua din Liga 3 de fotbal, își continuă seria de rezultate pozitive, învingând pe teren propriu cu scorul de 1-0 pe a treia clasată Unirea Ungheni, ambele echipe fiind calificate în play-off. În etapa 18-a, ultima din sezonul regular, hunedorenii vor juca sâmbătă 26 martie de la ora 15 în derbiul seriei pe terenul celei de-a doua clasate, Metalurgistul Cugir. În seria 7-a, CSM Deva, calificată și ea în play-off, și-a asigurat poziția secundă la finalul sezonului regular după ce a realizat scorul etapei. CSM a învins cu 8-0 pe terenul celor de la Progresul Ezeriș, echipă de play-out, iar Ștefan Nanu s-a declarat mulțumit de faptul că a reușit să-și motiveze jucătorii pentru acest meci fără miză și în care echipa sa era oricum favorită. Un joc cu o echipă care s-a schimbat total față de anul trecut. Orice joc, din punctul meu de vedere, care joci cu echipele din Liga 3, sunt grele. Am încercat înainte de joc și toată săptămâna să motivez jucătorii, pentru că știam că este o echipă construită din nou, cu jucători noi, jucători care, din punctul meu de vedere, sunt unii cu calitate. Ce a fost important, că am avut noi atitudine și am câștigat jocul la o manieră foarte, foarte confortabilă. CSM Deva va juca în ultima etapă la Orăștie, vineri 25 martie de la ora 15, cu Viitorul Șimian, echipă scoasă din cursa pentru play-off de ultima clasată Aurul Brad, care a reușit un neașteptat 1-1 în Mehedinți. Brădenii, care vor avea mult de tras în play-out pentru evitarea retrogradării, vor juca în ultima etapă pe teren propriu cu conjudețeana Jiul Petroșani. Echipa din Vale, care este pe poziția a șasea și nu pare a avea probleme în ce privește evitarea retrogradării, a remizat acasă în runda anterioară scor 0-0 cu Pandurii Târgu Jiu, rezultat care le asigura gorjenilor intrarea în play-off. Meciul dintre Aurul Brad și Jiul Petroșani se va disputa sâmbătă 26 martie, cu începere de la ora 15.